Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Kiper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, vă îmbrățișez cu drag a voastră pandele Laura. Dragii mei telespectatori Casa Iubirii, ce vedem ieri în emisiune? Sincer, am rămas cu un gust amar, exact ce spuneam, lupul îl schimbă părul, dar năravul ba. Aflăm că Kinga Cocalara nu este doar cocalară și cu atitudine imorală, are și aptitudini de hoață. Mulți vor spune că m-am legat de un lucru mărunt. Nu. Mă leg de faptul în sine. Nu este admisibil, pentru cei care n-au văzut emisiunea, Kinga a furat ciocolata Mariei din geant. Fata nici nu știa, abia în emisiune a aflat că această Kinga Cocalara i-a furat ciocolata din geant. Ce spune Kinga, care ne-a obișnuit cu gesturi de bădărancă, de boschetară și exact ce am spus, crescută la Radio Șanț. Că nu a umblat în geantă, că era deasupra. Mă să fie! Păi și dacă era deasupra, era a ta? Ciocolata era a ta? Ți-a spus bine, Ionuț. Bravo ție, Ionuț. Dacă era un fișic de bani, tot așa îl luai? Să-ți fie rușine și te mai frecai și pe burtă că ai mâncat și că a fost o glumiță. Mă, o glumiță pe banii altora. Dar de ce nu faci glumițe pe banii tăi? Și dacă erai o fată cu bun simț, îi aduceai ciocolata a doua zi, dar nu îndrăzneai. Nu îndrăzneai. Dar spre rușinea mamei tale, ți-ai făcut propria mamă de râs. Mai sunt și părinții tăi penticostali. Cum e posibil, dragii mei telespectatori, să furi la 23 de ani și la 5 ani, dacă la grădiniță se întâmplă să ia copilul jucăria unui alt copil, părintele trebuie să-l apostrofeze? Și ce vedem? Vedem că Xenia este părtașă, măi, infirmieră de copii. Deci încă o dată am dreptate că vă arătați adevăratele fețe, că de fapt voi nu aveți caracter și că sunteți zero barat ca și femei. Kinga mai încearcă să devină și ea doamnă. Dar nu se poate pentru că nu are caracter. Încă o dată ne-ai arătat că n-ai să te schimbi. Doamna Mantea, vă luptați cu morile de vânt. Kinga nu se va schimba, Persida, Lidia sau cum o vrea ea să fie. Nu se va schimba niciodată, pentru că ăsta este caracterul ei, mai nou acum și de hoață. Să-ți fie rușine, un mare, mare dislike. Și ce m-a deranjat cel mai tare, n-a avut nici pic de rușine, ba din contră, se mângâia pe burtă, ne arăta burta, ca să vedeți hal de comportament de domnișoară. Oare ce bărbat ar vrea de nevastă? Cu astfel de atitudine, de cocalară, de boschetară. Și vă supărați când noi vă criticăm. Păi voi ne dați motive. Voi ne dați motive arătându-ne ce caractere aveți. Ce exemplu este această Kinga? A plecat Laura, o fată cu bun simț, și a rămas cocalara asta? Pentru ce? Pentru ce o țineți, doamna Mantea? Doamna Luminița, pentru ce o țineți pe Kinga? Că acum vrea să facă pași către Bogdan? Că vede că niciun bărbat nu o vrea? Și ce vedem? Xenia râde. Și ce mai vedem? Că Radu îi ia foc și nu-i convine că se discută de ciocolată. Măi, nu e vorba de ciocolată, e vorba de gestul în sine. Ce face această furăcioasă? Dar după atitudinea voastră și a ta și a Xeniei, măi răducule, din Slobozia, tin să cred că și voi aveți acțiuni de genul ăsta. Și voi furați de la oameni din geantă, dar era deasupra.
Păi da, era ei, că era, era a Kingăi, că era deasupra, nu era la mijlocul genții sau la fundul genții. Ca să vedeți caracter pe această cocalară. Și în primul rând pe Radu. Radu n-a mai vrut să se discute acest subiect, că a găsit el un subiect. Să ne spună de unde și-au, să întrebe fetele de unde și-au luat pantalonii. Xenia și cu Kinga. Păi și la îmbrăcăminte vă potriviți, după câte văd, numai la caracter. Măi, Xenia, infirmieră de copii. Și Radu întrerupe această discuție care trebuia apostrofată la sânge Kinga, ca să înțeleagă că ceea ce a făcut este urât și josnic pentru o domnișoară, și el întrerupe subiectul. Mă, dar ce subiect ai abordat tu, măi, Radule? Păi încă o dată îmi demonstrez că n-ai nimic în cap și că ești bătut în cap, măi, Radule, și că ai acoperit-o pe Kinga pentru că și tu ai, părerea mea, aceleași obicei. Să vă fie rușine. Și Kinga, încă o dată am eu dreptate, că este de cea mai joasă speță. Ce vedem? Maria. Maria ne-a zăpăcit cu George. Ești plictisitoare. Ești obositoare. Ești moartea pasiunii. Moartea pasiunii, măi, Maria. Ne-ai zăpăcit cu relația ta cu George. Care relație? Că nici tu nu știi ce vrei. Vrei afecțiune de la George și când îți dă, lasă-mă, nu vezi că sunt supărată. Dar tu nu poți să-i oferi nimic lui George pentru că nu simți. Să ne aducem aminte cât de încântată vroiei erai să-l vezi pe Nicolas. Păi acolo era pasiune, acolo era plăcere. La George, exact cum e Xenia cu Radu, așa e și tu. Măi, Maria, și George la fel. George se chinuie să te ia în brațe pentru că sunteți doar pentru emisiune. Urât. Urât. Ce mai vedem? Scuzați-mă, dragii mei telespectatori. Am rămas cu o duse destul de urâtă după răceală. Vedem că Radu face pe gelosul și se ia de Emanuel. Măi, tu ți-ai luat nevastă și noi nu știm. Dar ce crezi? Nevasta nu e cu tine. Nevasta e cu Marinescu, cu Lise TV, cum l-o chema pe respectivul, cu Andrei, cu George, cu Bogdan, numai cu tine. Și te iei de Emanuel. Păi este casa iubirii. Sau nu ești bazat pe tine că un bărbat nu făcea ce faci tu? Ba din contră, te-ai făcut de râs și ai arătat lumii întregi că Xenia oricând te poate părăsi. Ce vedem? Vedem că Larisa vede potențialul concurent. Un bărbat în spatele camerelor și cine este atrasă de tot ce spune Larisa, Xenia și Bianca. Pe Bianca o înțeleg că este singură. Dar Xenia, într-o relație, s-o mai intereseze al bărbat? Păi vedeți, mă? Vedeți, mă, cum voi singure vă dați de gol? Cum am și spus, minciuna are picioare scurte, pe gură vă iese decât ce vreți, dar fața vă trădează. Iar tu, Xenia, ești cu gura după bărbați și cu ochii după bărbați. Ceva de speriat, măi, Xenia, nu-ți pierde nicio discuție legată de băutură și bărbați. Măi, Xenia, mă, așa că de asta te-ai și cerut cu Kinga în casă, pentru că vă asemănați la foarte multe. Și acum mai nou văd că vă îmbrăcați și la fel. Parcă erați clovi. Pe cuvântul meu de onoare, parcă erați amândouă clovi. Urât. Foarte urât. Dar Radu a vrut să o scoată pe Kinga din acea discuție rușinoasă. Să vă fie rușine. Femei, aia la altă Xenia la 27 de ani sau cât o avea, ai la altă la 23 de ani să furați o ciocolată, mă, și să mâncați pe furiș și să mai și râdeți ca două proaste.
ferească Dumnezeu și o dați în glumă. Glume faceți pe banii voștri. Simplu. Dar asta e. Se vede că ați avut copilărie zbuciumată. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că intră Andreea. Din punctul meu de vedere, Andreea este o fată versată, însă, cu toate alifiile, nu prea-mi plac tatuajele, pare un pic vulgară, dar ce am observat la ea este înțepată, cred că este o Bianca 2 care are vorbele la ea și știe să pună pe toată lumea la punct când este atacată. Fapt, ce mi-a plăcut cel mai tare, că l-a pus pe Radu la punct și a atras atenția când l-a întrebat de relația lui și el stătea tolănit, ca să vedeți haldă comportament pe acest țăruș. Și a atras atenția, bă, da, vorbești bine despre relația ta, zici că vorbești de vecinul, așa îi spuneam, zici că vorbești de vecina, de la etajul 3. Bravo ție, Andreea, îmi place foarte mult de tine, sper să o ții așa și să fii fermă pe poziție și să o ajuți pe Bianca să demaște falșii din această emisiune. Ce-am mai văzut? Radu nu se lasă de râsul lui grețos, enervant. Măi, tu ai uitat că ești în capitală, ai uitat că ești în emisiune. Măi, tu te crezi la Căminul Cultural. Doar acolo am înțeles că se râde așa ca să atragă atenția la ceilalți. Se vede, mă, că ești fals, mă, și mai vrei să fii și actor. Păi crede, mă, că nu ești bun nici de telespectator. Și ca telespectator te vor da afară cu râsul ăsta urât, enervant și scârbos. Scârbos atrage atenția tuturor. Tu n-ai învățat bunele maniere. Dar nici nu știi, cred că nici nu știi ce sunt alea bunele maniere. Eu cred că tu crezi că e ceva de mâncat. Că am văzut că spui tocăniță, ciulama, tot ce mănânci tu mai așa, mai cu plating, postezi. De aici spui multe despre tine, măi, răducule. Ce mai vedem? Îl vedem pe Ionuț în camera roșie cu Andreea. Dragii mei telespectatori, măi Ionuț, măi Ionuț, te-ai cam roșii la față, măi Ionuț. Măi, îți place Andreea. Dar s-a văzut că și Andreea te place pe tine. Dar el e cam îmbujorat, măi Ionuț, te-ai cam emoționat. Mă, nu-i nimic de rău. Pa din contră. Când e frumos și lui Dumnezeu îi place, logic, nu? Acum vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Larisa s-a văzut pe fața ei că nu i-a căzut bine venirea Andreei. Și știm destul de bine că Larisa este foarte răzbunătoare pe fetele care fac curte lui Ionuț. Să ne aducem aminte cum s-a purtat Larisa cu Andreea, cu Alexandra. Acum vom vedea dacă se comportă și cu Andreea, cum s-a comportat cu Alexandra. Dar pe Andreea o văd mult mai vocală decât Alexandra. Da, o concurentă care are multe de spus, după părerea mea, la prima ei apariție. Sper să nu fie doar un foc de paie la început, după care să se lase la relantiu. Mi-ar plăcea să fie vocală și să fie cea care pune punctul pe ei, exact cum este Bianca, și să aducă bună dispoziție în casă și să nu mai fie, să nu mai avem plante de genul Mariei cu subiecte puierile, cu George, Sorin, Nicoleta, care să dea dracii când îi arată, ne ia somnul pe bune sau plecăm în altă parte sau schimbăm post. Sper să ne țintuiască Andreea în fața ecranului. Ce mai vedem? Radu se vede și spune el, acolo am râs cu lacrimi, vă dau cuvântul meu de onoare, că el când a venit în emisiune prima dată era foarte emoționat. Măi Radule, tu chiar crezi că nu mai sunt episoadele alea pe... Deja că ai spus că te-ai uitat.
Măi, tu venisei pe una mare, mă, nu mai era nimeni ca tine, cel puțin Jador erai. Așa de încânfat erai și așa de arogant erai. Măi, Răducule, dar te-a pus Robert la punct. Că tu le știei pe toate, tu știei răspunsul la tot, dar ai venit în costumul ăla, mă uitam la tine și zic, mă, cine să crede asta, mă, Jador, cine să crede? Așa că nu mai dacă aveai emoții, nu, ai venit, băi, o să fiu șmecher, mă. Dar ce să vezi, sunt alții mult, mult peste tine. Ce mi-a plăcut foarte mult? Mi-a plăcut de Bianca, când a fost întrebată de doamna Mantea pe cine ar elimina din casă, din casa băieților, ca să vină băiatul din spatele camerelor. Ea a asumat-o, bravo ție, Bianca, spune Radu. Nu-i văd rostul lui Radu în această emisiune. Și eu sunt de acord cu tine, ce să vedem la Radu, că se scălâmbăie, că minte, că râde ca măgaru, că este grețos. Și că n-are pic de carismă, și el și Sorin vor să facă glume, dar nu le iese nimic. Radu are un pic de haz când este Ionuț lângă el, dar când vrea să facă gluma lui proprie, e jal. El și cu Sorin, glume de rus. Doar ei râd. L-am mai văzut și pe ăla. Ciocolățică, pițulică, pizza. Praf, 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 praf. Așa că Bianca, felicitări că ești asumată și că nu te reține absolut nimic și că nu vrei să dai bine la public, că nu ești falsă, mă. Și spui exact ceea ce te doare. Bravo ție, din punctul ăsta de vedere, te felicit. Așa că o felicit din tot sufletul pe Bianca, îmi place foarte mult acum de Bianca că este asumată și că le-o dă direct în freză la toți falșii ăștia. Și ce face Radu? Vine și îi vorbește iar urât și spune că Xenia este mai bună ca ea. Da, mă? Ai dreptate? Da, aici îți dau dreptate, Radu. Xenia este mai bună ca Bianca, Xenia vorbește cu toți bărbații. Da, asta e bună, mă! Că vorbește cu toți bărbații. Cu Marinescu, zi de zi, vorbește și de una și de alta și ce se întâmplă, îți dai seama cât râdă ea de tine. Și Xenia și Marinescu. Băi, tărtăcuță goală. Așa că, Radu, te-ai făcut de tot râsul, iar nu mai lăuda pe Xenia, că această Xenia și-a arătat cu adevărat fața. În primul rând, faza că Kinga a furat acea ciocolată și ea a mâncat și a râs și cel puțin n-a avut bunul simț să-i ceară sau să se ducă imediat și să spună, uite, am mâncat ciocolata, dar îți vom lua alta, atunci era de bun simț. Dar voi ați mers pe burtă, dacă Larisa nu spunea, asta e, să vă fie rușine. Și Radu are tupeu să o laude pe această Xenia care vorbește cu toți bărbații. Care primul venit, primul servit. Asta e Xenia. Dacă vrei să vorbești cu ea, ea vorbește. Doar s-a agățat ea de Radu, care se știe destul de bine ce plăceri are acest Răducu. Asta e. Dragii mei telespectatori, cam ăsta este rezumatul zilei de azi. Abia o aștept pe Andreea să vedem ce va face în casă și sper din tot sufletul, Andreea, dacă mă auzi, fă-n așa fel și fă-te remarcată că te vor da hienele afară una, două. În primul rând, ferește-te de Maria, de Nicoleta și Xenia. Astea trei sunt cele mai perverse fete din casă. Mutele ca proverbul ăla. Mutu zăpăcește pământul. Asta este părerea mea de moment. Vom vedea și zic că cele trei o vor ataca pe Andreea. Nu cred că au vorbe pentru Andreea, dar o vor lucra pe la spate. Iar Larisa va intra în jocul lor dacă simte că se dă la Ionuț și că Ionuț o place. Vom vedea. Să vedem ce se mai întâmplă în emisiune.
cam ăsta este rezumatul zilei de azi. Vă doresc o zi minunată tuturor și ne vedem mâine la următorul vlog. La revedere, cu drag a voastră, Pandele Laura.